Stimați concetățeni, ne-o să înțelegeți foarte bine cine și ce reprezintă. De ce să nu votați oponentul meu? Pentru că face parte din guvernarea coruptă din ultimii 7 ani. Pentru că a fost alături de cei care v-au furat pensiile, salariile, miliardul din sectorul bancar. Toate minciunile pe care le-ați distribuit cu privire la migranții pe care eu o să-i aduc și asta este un fals, cu privire la faptul că eu sunt antibiserică, care este alt fals, cu privire la faptul că eu sunt femeie și se pare că să fii femeie un mare păcat în Republica Moldova, toți cetățenii au văzut prin ce mijloace luptați dumneavoastră cu mine. Asta face doar un candidat slab. Se apropie o campanie electorală. Un partid care vrea să-și facă campanie cu teme de identitate sau cu teme de vector geopolitic va exploata această temă într-un sens sau în celălalt. E o regulă. Нет, ну сейчас же он же по телевизору говорят, что Конституционный суд принял. Вот молдавский язык. Будем говорить на молдавском языке. Я всю жизнь проработал болгаром и болгаром умру. Просто наши дети будут мучиться. Вот в чем дело. И обидно вот за это. А люди, ну как, ну поверили ей, отдали свои голоса ей. Республика Молдова împărtăși faptul că vorbești limba rusă sau limba română sau limba moldovenească are în spate o încărcătură și de opțiune geopolitică. Din păcate. Мне кажется, просто люди некомпетентны, мало, я даже не знаю, наверное, мало смотрят интернет. Вы знаете, вот я лично считаю, что вот эти федеральные каналы, это мало, надо смотреть и ту, и эту сторону. Există această regulă și o avem toți, nici nu depinde de nivelul de studii sau de IQ, de deșteptăciune. Și un om cu doctorat, dacă l-ai atacat cu o temă de asta sensibilă la care el se emoționează, ai să vezi că îi scade discernământul. У нас все в Молдове нацелено на Россию. Я имею в виду продукты и все это самое. Вот что-то закупало. Что у нас закупит Европа? Ничего. Noi când discutăm despre fake news, despre informare și dezinformare, ne uităm de obicei doar la cel care vorbește. Cine vorbește și ce spune el. În realitate, trebuie să ne uităm la și cine primește informația și cine e cel care primește informația. Foarte mulți politicieni din mai multe țări nu vor să renunțe efectiv la fake news. De ce? Fiindcă le convine.